Bună tuturor și bine ați revenit la cafeaua de sâmbătă, 26 noiembrie, cafea care din nou este un ceai, pentru că după cum vedeți încă nu mi-a trecut răceala, nu mă simt rău, dar am așa un oarecare disconfort din cauza acestei voci a nasului înfundat. Bine ați venit la cafeaua de dimineață și să începem pentru că am foarte multe să vă povestesc astăzi. Nu știu, în ultima vreme parcă îmi vine așa de mult să vorbesc, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Și o să încep cu cumpărăturile pe care le-am făcut în Cipru, pentru că știu că acest subiect vă interesează întotdeauna foarte tare și îmi face și mie plăcere să vă arăt, nu mi-am luat mare lucru, câteva lucrușoare o să vă arăt, însă sunt drăguțe. În primul rând vreau să vă arăt eșarfa pe care mi-am cumpărat-o, eșarfă care este de fapt un fular, din Nicosia, din partea turcă a Nicosiei, unde, dacă ați văzut vlogul din Cipru, era plin de fake-uri. În bazar, toată lumea vindea fake-uri fără nici cea mai mică reținere. Începând de la Dior, Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, chiar și Hermès am văzut, genți Hermès, contrafăcute. Mi-am cumpărat acest fular, imprimeul tipic de la Burberry. De mult, de mult îmi doresc un astfel de fular. A fost destul de scump, a fost 30 de euro. Pe eticheta ambalajului, în limba chineză, scria că este din cașmir. Mă îndoiesc că ar fi din cașmir, dar oricum este un material extrem de moale, extrem de plăcut la atingere și mi-a plăcut. Până la urmă, nu scrie nicăieri pe el că este Burberry. Imprimeul este ușor recognoscibil și v-am spus de foarte multă vreme mi-am dorit imprimeul acesta clasic. Dimensiunea este suficient de mare încât să mă pot înfășura în jurul gâtului de două ori. Un astfel de fular original costă 500 de euro, cam așa. Am încercat de mai multe ori de-a lungul timpului să am un astfel de fular sau ceva asemănător. Pe acesta l-am luat din Lidl acum 2 ani și s-a scămoșat îngrozitor de mult. Vedeți că este asemănător cu imprimeul acela și Burberry face mai multe game de imprimeuri pe mai multe culori, dar carourile acestea sunt clasice. Ăsta cred că a fost primul imprimeu cu care s-au consacrat ei. Compania este veche, are mai mult de 100 de ani și zice că folosește cașmir. Cașmirul este o lână care se prelucrează doar în Scoția. Da, este ceva al cărui preț nu se justifică decât prin numele brandului, nu că ar costa așa de mult materia primă și manopera, însă da. Deci ăsta este fularul pe care mi l-am cumpărat. Eu despre fake-uri nu am o părere bună. Nu aș vrea, de exemplu, ca eu să produc ceva și pe urmă cineva să vină să mă copieze fără să îmi ceară acordul, fără să îmi plătească o taxă, desigur că este foarte neplăcut. Pe de altă parte, și prețurile la aceste genți de care vă spuneam sunt absolut nejustificate, sunt ridicol de mari. De exemplu, o geantă Hermès. Hermès are două genți care sunt foarte, foarte scumpe, Birkin și Kelly. O mini Kelly neagră pe piața din afara magazinului, pentru că nici în magazin nu poți să o cumperi, costă undeva peste 30.000 de euro, între 30.000 și 50.000 de euro. Hai să fim serioși totuși, că până la urmă este o gentuță, dar ăsta este un subiect pe care probabil o să-l abordez altă dată și aș vrea să văd și părerea voastră, dar o să discut odată chiar despre aceste obiecte de lux care au ajuns să invadeze internetul și să se considere un simbol al statutului social. Nu știu dacă merită sau nu. Și apoi mi-am mai cumpărat un șirac de perle. Sunt niște perle naturale, perle de cultură. Șiracul acesta de perle care vine la baza gâtului a costat 20 de euro. Pe asta nu l-am luat de la turci, de la partea turcă. L-am luat din... dar nici nu mai știu exact de unde l-am luat. Din Limassol. Să vi-l arăt și mai de aproape. Niște perluțe care nu sunt rotunde, sunt ovale. Știți că mie îmi plac foarte mult perlele, probabil de multe ori m-ați văzut cu șiraguri de perle la gât. 40 de centimetri are
și ragul acesta și închizătoarea este din argint. Dacă ați urmărit vlogul din Cipru, ați văzut probabil câte șiraguri de perle erau și de toate culorile și de toate mărimile, dar eu am vrut unul din acesta scurt și neapărat să aibă perluțele în formă ovală, pentru că rotunde am. Acestea au fost obiectele mari, așa mai importante, pe care le-am cumpărat. Fularul și șiragul de perle și forma mi-a luat, asta chiar amintire, o mănușă din acea groasă cu care să scoți tăvile fierbinți din cuptor. Scrie pe ea Greek Salad. În Cipru se vorbește limba greacă și ciprioții sunt înrudiți cu grecii sau sunt chiar greci, nu știu acum exact. Acum e drept că salata grecească nu o scoți din cuptor, dar mi s-a părut foarte drăguță mănușa, pe o parte este verde. Mi-a mai luat și un șervet de bucătărie pe care l-am murdărit deja și este la spălat. Ăla este alb cu modelul grecesc și cu două pisici brodate pe care scrie pisicile din Cipru sau cam așa ceva. Și mi-am mai luat niște fleacuri de la Flying Tiger. Flying Tiger, magazinul danez pe care îl găsesc și în Anglia și pe care l-am găsit și în Cipru. Din România încă nu este, încă nu a venit. Mi-am luat niște stickere pentru agenda, pentru că folosesc foarte mult agenda și îmi place să marchez lucrurile importante cu astfel de stickere. Nu că nu s-ar găsi și la noi stickere, dar pur și simplu mi-au plăcut. Sunt 5 coli cu stickere din astea pe care le pun în agenda, liste to do, important, boring, plictisitor, email, smile, love, da, sunt foarte drăguțe. Și tot de acolo, de la Flying Tiger, mi-am luat niște panglică pentru cadouri sau pentru diverse proiecte DIY, adică do it yourself, adică știți voi, chestii de alea care îmi plac mie să le fac. Uite ce drăguță este așa, în carouri. Este o bandă textilă, o panglică textilă în carouri. Are, cât are? 5 metri și a costat 1 euro. Este lată de 12 mm. Foarte drăguță. Astea sunt lucrurile pe care mi le-am cumpărat din Cipru. V-am zis că nu e mare lucru, dar am zis că totuși trebuie să vi le arăt, pentru că așa fac prietenele între ele. Legat de cumpărături și de ce mai am eu nou, vreau să mă laud cu acest colier dublu, pe care îl am de pe Hey Happiness, nu știu, cred că l-am prins acum bine, cu bănuții aceștia aurii. Am din nou un cod de reducere pe site-ul Hey Happiness, despre care v-am spus de foarte multe ori și cercei sunt tot de acolo. Ăștia sunt pe argintiu, ăsta e cu auriu. Eu n-am nicio problemă să combin auriul cu argintiul și mai ales îmi place tot ceea ce sclipește. Să vă spun și codul meu de reducere este de 15% de această dată, spre deosebire de dățile anterioare când era doar de 10%. 15% este o reducere considerabilă, ca să nu mai spun că au din nou promoția aceea cu cadouri gratuite dacă comanzi peste o anumită sumă. Și o să vă spun că această campanie, promoție, ține din data de 25 noiembrie până în 25 decembrie, deci până la Crăciun. Și dacă faceți comandă peste 39 de euro, primiți un cadou gratuit. Peste 69 de euro, două cadouri gratuite și peste 99 de euro, trei cadouri gratuite. Deci trei bijuterii gratuite. Astea nu vi le puteți alege voi, ci o să fie la latitudinea celor care trimit, la latitudinea celor de la Hey Happiness. Codul meu este Ioana Moldovanu și aveți încă 15% reducere dacă comandați peste 39 de euro. Dar o să vă las toate informațiile acestea în descrierea videoclipului. Descrierea videoclipului înseamnă sub filmuleț, sub ecranul pe care urmăriți voi filmulețul, citiți acolo că vă dau toate informațiile, pentru că de multe ori vorbesc într-un video de descrierea videoclipului și vă spun că totul se regăsește acolo și primesc o mulțime de comentarii legate de ceea ce eu de fapt am specificat și am scris acolo. Descrierea videoclipului asta înseamnă. Sub filmuleț vă uitați, indiferent că vă uitați pe telefon sau pe calculator, sub film apar toate informațiile necesare. Deci da, cred că v-am spus tot. O să vă las link și către
colierul meu ăsta, noutatea, îmi place foarte mult și cerceii aceștia. Ăștia sunt chiar din argint, din acela 925, marcat, ștanțat, sterling silver. Dar să știți că și bijuteriile care nu sunt din argint nu se oxidează deloc, sau dacă se oxidează, dacă se murdăresc mai degrabă, dacă se negresc, le spălați cu un pic de pastă de dinți și se fac ca noi, strălucitoare. Eu am bijuterii de la ei de 3 ani deja purtate pe piele și sunt ca noi. Și brățara asta este tot de acolo. Dar nu e de fapt brățara, că este colier. Însă îmi place că are o dublă utilitate și mai mult o port ca brățară înconjurată de două ori și mi se pare că așa, cum are bling-bling-ul ăsta aici, tare mult îmi place. Am rugat-o și pe sora mea, pe Ileana, cea cu care am fost în Cipru, să își aleagă o bijuterie și și-a ales un lănțișor cu medalion, cu un pandartiv. Așa vin bijuteriile în cutiuțele acestea, roz sau gri. Și ea și-a ales un lănțișor mult mai finuț decât cele pe care le-aș fi ales eu. Însă, ăsta este cu perlă, vi-l arăt imediat și mai de aproape. Ea întotdeauna a fost așa mai delicată decât mine. Mie mi-a plăcut ceea ce se vede, ceea ce strălucește, să fie așa bold. Și ea întotdeauna a fost mai finuță. De fapt, și constituția ei era mai slăbuță atunci când era mică, eu eram zdravănă. Ei plăceau florile delicate, panseluțele, lăcrămioarele. Mie îmi plăceau daliile, crinii. Vorbesc de florile pe care le aveam noi în grădina părinților. Deci așa, cumva suntem foarte diferite, deși în lucrurile de bază, în lucrurile importante ale vieții ne asemănăm, însă ceea ce răzbate în afară, suntem diferite un pic și la haine nu ne potrivim întotdeauna. Lănțișorul acesta și la Alessia și arată mult mai bine în realitate decât pe site. Nu aș fi crezut că arată așa bine. Pandartivul este o perlă naturală, o perlă de cultură și acesta este tot din argint 100% suflat cu aur. Lănțișorul Ilenei, care arată foarte bine pus la gât și pe piele, dar și pe un tricou, pe un tricotaj, chiar și pe fondul acesta alb al bluzei mele arată bine, să vă arăt. Este finuț, este delicat și în același timp iese în evidență perla. Sper să poartă cu plăcere acest cadou de la mine, pentru că mie îmi place acum mai mult decât atunci când l-am văzut și chiar îi spusesem, dar ia-ți ceva mai mare care să se vadă pe tine. Nu, 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 că mie astea subțirele și delicate îmi plac. În videoul de joi vă spuneam că Notino are transport gratuit pentru indiferent ce comandă, deci indiferent de valoarea comenzii. Și am făcut o comandă și eu de valoare mică, vreo 60 și ceva de lei. Și mi-am cumpărat o chestie pe care de mult mi-o doream și aș vrea să vă întreb dacă știți ce este asta. Chestia asta care seamănă așa cu un instrument de tortură. Dacă vreți să opriți un pic videoul și să scrieți în comentarii ce credeți că este, dacă știți ce este această chestie. Pentru că o să vă spun eu acum, este o foarfecă pentru tăiat fitilul lumânărilor. Numai chiar asta nu o aveam. Știți că mie îmi plac foarte mult lumânările parfumate și de multe ori acestea vin în niște borcane, niște recipiente înalte, adânci, și fitilul, după ce arde o anumită perioadă, se desface, așa se desface în 3 sau în 2 și dacă se desface, lumânarea afumă foarte tare, deci face foarte mult fum. Chiar să mă duc acum să vă aduc lumânarea să vedeți cum arată. Este tot de la Yankee Candle lumânarea și foarte ca tot de la Yankee Candle este. Și vedeți, aici este așa neagră. S-a afumat din cauza că fitilul a ars foarte mult și nu mai este ca la început. Așa este, este super afumată și nu doar că arată urât, dar și fumegă foarte mult atunci când aprinzi lumânarea, dacă nu tăiem fitilul cu această foarfecă. Și pentru că foarfeca obișnuită este destul de greu de utilizat atunci când ajungi la așa o adâncime în borcan, asta pur și simplu o bagi acolo și va, sac,
și se taie fitilul. Și după cum spuneam, cred că numai acest obiect nu îl aveam în casă, dar chiar am văzut că există așa ceva și de multă vreme mi-am dorit să-mi cumpăr. Însă erau foarte scumpe, erau 70 și ceva de lei, acum era, sau era prețul redus, sau ia în model 30 și ceva de lei am dat pe foarfeca asta de tăiat fitile. Eu și folosesc lumânări parfumate, știți, de când începe toamna până primăvara târziu, în continuu am lumânare parfumată în casă și chiar îmi trebuia. Iar acum colțișorul meu în care am ustensilele pentru lumânări, o să cuprind bricheta aceasta care are vârful ăsta flexibil, cu asta prin lumânările. Mai am clopoțelul acesta care este un instrument pe care îl pui pe fitil și nemai având oxigen, flacăra se stinge imediat. Pe acesta l-am primit de la o prietenă din Germania și inițial am crezut că nu o să-l folosesc, că nu are utilitate. Însă atunci când aprind lumânări, nu din astea parfumate, lumânări obișnuite, și pun clopoțelul, se sting așa de frumos și de repede, dacă suflu în flacără, se întâmplă uneori să împrăștiu ceara lichidă și curge pe masă și până trebuie să curăț masa, este util. Deci bricheta, clopoțelul de stins și foarfeca pentru fitil, asta se ține acolo pe tăvița de lângă lumânările parfumate. Deci da, asta este ultima mea achiziție. Și tot în comanda asta de la Notino mi-am mai cumpărat niște șampoane uscate de la Batiste. Astea mici de 50 de ml, v-am mai zis eu de ele, sunt foarte bune în călătorii, au costat 9 lei. Și la asta iarăși era promoție, parcă 14 lei. Din astea mici mi-am luat 4 din astea micuțe, ca să-i dau și lui Ileana, surorii mele, pentru că ea călătorește mult mai mult decât mine, este pasionată de călătorii. Și îi place enorm de mult acest lucru. Uite, acum văd acolo pe tăvița cu lucrurile pe care mi le-am cumpărat din Cipru, am uitat să vă arăt ceva, un balsam de buze. Asta este de la Apivita. Apivita este un brand grecesc și foarte natural, cu ingrediente foarte naturale, folosește astfel de ingrediente. Cu uleiuri esențiale, este numai cu produse organice fabricat. Din aeroport l-am luat la întoarcere. Îmi pare rău că nu am intrat în nicio parfumerie în Cipru. Nu era în drumul nostru și nici n-am avut noi vreme prea mare, multă de shopping. Dar când am văzut în aeroport balsamurile astea de buze, care sunt extraordinar de bune, nici nu știu dacă Nux este pe primul loc sau ăsta. Am mai avut odată. Am luat cu aromă, că n-am nicio aromă de mușețel, nu se simte. Erau și cu fructe, dar mi-a fost teamă să nu fie colorate. Ăsta nu este colorat și da, 5 euro am dat pe el în aeroport. Probabil că în celelalte magazine este un pic mai ieftin, pentru că știți că în aeroport, în general, lucrurile sunt mai scumpe. Și mi-am mai pus aici în față niște obiecte pe care să vi le arăt. De câte ori mă duc în excursii, nu mai vreau să cumpăr obiecte inutile, dar totuși îmi place să am un suvenir, îmi place să am o amintire din locurile în care am fost și am vrut să vă arăt, de exemplu, ce îmi cumpăr. Uite, cănița asta pentru lapte, cu care îmi pun eu lapte în ceai, am luat-o din Anglia când am fost într-o mică excursie în sudul Angliei, în Devon, dintr-o localitate, dintr-un second hand am luat-o și îmi aduce aminte cu foarte mare drag de excursia aceea. Și asta am luat-o din altă parte, tot dintr-un second hand, este un castronel așa cu tortițe. Sunt porțelanuri fabricate în Anglia, deci nu vreau să iau chinezisme. Este Grindley England, chiar așa scrie pe fundul castronerului, a bolului. Asta este imprimat pe bolul meu. Și asta tot în Anglia este fabricată. English Bone China, made in Staffordshire, England. Și da, sunt lucruri care au o utilitate practică și care în același timp îmi aduc aminte cu foarte mare plăcere de călătoriile pe care le-am făcut. Am terminat cu cumpărăturile. Mai am un pulover care trebuie să vină
prin poștă la Easybox, l-am comandat de pe Fashion Days. Cum l-am comandat, cum mi-a venit ideea să mai îmi cumpăr un pullover, deși am destule, am început să mă uit la The Crown, serialul care a fost lansat pe data de 9 noiembrie, însă eu nu am apucat să-l văd, pe urmă am fost o plecată, tot prinsă cu tot felul de lucruri. Nu m-am uitat deloc la filme, nu m-am uitat deloc la televizor și am început de câteva zile să urmăresc serialul. Nu știu câte episoade sunt, am văzut 3 episoade. Aseară l-am văzut pe al treilea, care a fost mai reușit decât primele două. Primele două mi s-au părut atât de plictisitoare. Celelalte sezoane le-am devorat pur și simplu. Dar primul episod l-am văzut, cred că în 3 părți. Am ținut cu dinții să văd ce se întâmplă. Episodul 2 a fost și mai plictisitor. Și așa cumva mi s-a părut tras de păr, ăsta este cuvântul, niște lucruri care de fapt nu s-au întâmplat în realitate sau cel puțin așa susțin cronicarii regali, pentru că mai urmăresc tot felul de emisiuni pe YouTube de la Daily Mail și de la alte publicații. Au un fel de 5 o'clock tea, așa cum avem și noi aici, povestesc tot felul de lucruri, au zis că nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Poate și de asta mi se pare plictisitor și, pe de altă parte, acțiunea se petrece în perioada când deja aveam acces la unele informații. Știam deja ce se întâmplă în Marea Britanie. Erau publicații pe care le citeam și cumva eram la curent cu viața monarhiei britanice. Da, filmul, v-am zis, nu mi-a plăcut absolut deloc. Sezonul acesta, vreau să spun, și chiar sunt curioasă ce o să mai urmeze, dar este o mare dezamăgire pentru mine. Actorii, în schimb, mi s-a părut că au fost foarte bine aleși. Au și tipologia potrivită și expresiile și expresia feței, vreau să spun, și gesturile. Actorii mi-au plăcut foarte mult. Scenariul mi se pare absolut penibil. Dar ce voiam să zic, am făcut iarăși o paranteză de la pulloverul pe care îl aștept să vină de pe Fashion Days. Prințesa Diana purta niște pulovere în episodul 2, parcă, sau 3, sau și în 2 și în 3, niște pulovere cu decolteu în V, care evident erau foarte la modă la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, când și eu am avut un astfel de pulover, care sigur că s-a învechit între timp și de care mă leagă niște amintiri atât de frumoase. Știu că l-am cumpărat, a fost un pulover foarte scump, era o culoare cărămizie, așa cumva, portocaliu spre cărămiziu, foarte bine îmi stătea cu el. L-am văzut în magazin, mi-aduc perfect aminte când l-am cumpărat, eram cu mama și cu Cristi, cu soțul meu. Și puloverul costa 400 de lei, 400, da, 400 de lei. Eu aveam salariul de vreo 2000 de lei, deci o cincime din salariul meu era scump. Și mă uitam așa la el și zic, vai, ce frumos e și așa. Mi-ar fi plăcut să-l am, dar nu aveam banii necesari, pentru că pe vremea aceea aveam rate și la mobilă, și la casă, și la mașină, și la toate. Și mama s-a oferit să mi-l cumpere împreună cu Cristi. Nu știu, au făcut ei jumătate, știu că amândoi au pus bani și mi-au cumpărat puloverul acela pe care l-am purtat, cred că 15 ani de atunci încolo. Foarte, foarte mult mi-a plăcut și când am văzut-o pe prințesa Diana îmbrăcată în acel pulover, avea mai multe în filmul ăsta, o să vedeți voi, unul alb cu niște dungi cu subțiri lângă decolteul în V bleu marin și la mânecă un pic de bleu marin și pe urmă mai avea un roșu vișiniu, un vișiniu așa foarte închis. Mi-am comandat și eu unul de pe Fashion Days de la Mango, este alb cu bleu marin. Mărimea L mi-am comandat, că de obicei L îmi cumpăr, însă un pic am emoții pentru că scria că este un model supradimensionat și mie să nu fie foarte mare. Dacă mi-e mare, îl trimit înapoi, pentru că returul pe Fashion Day se face atât de ușor. Dacă ai cardul salvat în aplicație, în momentul în care ai băgat pachetul la Easybox pentru retur, în jumătate de oră ai banii înapoi pe card. Este minunat sistemul. Deci de asta am mai vrut să vă spun de serialul The Crown și deoarece mi-am mai notat eu aici, că îmi notez în agenda ce puncte să ating. A, da, m-am împrietenit, așa pot să spun, cu o tipă pe
Instagram, Roxana Stoleru. De fapt, ne urmărim reciproc de multă vreme, dar nu am făcut legătura exactă între persoana, adică fața ei, cum arată, care și niște creații artistice. Acum mi-a spus că și-a deschis un canal de YouTube pe care vă invit să îl urmăriți. O să vă las link în descriere către canalul ei. Este un vlog de familie. Ea locuiește în Canada. Un loc așa cald, foarte intim, cu... O să vă placă cu siguranță dacă sunteți genul cărora vă plac familiile frumoase, care sunt autentice, care nu încearcă să arate altceva decât sunt. Arată cum face de mâncare, arată viața în Canada și, da, mi s-a părut foarte interesant. Este la început de drum, dar dacă vreți să o susțineți, intrați, vă rog, pe canalul ei și abonați-vă. Nu știu dacă auziți de afară cum latră un câine. Este aici, într-o curte, lângă blocul meu. Este un câine foarte îngrijit, foarte iubit, dar latră că te scoate din minți uneori. Este în stare să latre și câte 3-4 ore. Vreau să vă arăt o carte. Este apărută la Humanitas Fiction. Un roman, Soțul meu, Michael. Un roman care zice că este un bestseller. În Ierusalimul anilor 50 se petrece acțiunea. Amos Oz este autorul. Cartea este scrisă la persoana întâi. Este un bărbat, autorul romanului, dar personajul principal, care este el, este de fapt o femeie și încearcă să intre în mintea ei. Din punctul ăsta de vedere e reușit, dar o carte mai plictisitoare decât asta a rareori mi-a fost dat să văd. Acum nu știu că și The Crown mi s-a părut plictisitor și romanul acesta, pe care încă nu l-am terminat, mai am puțin de citit, că m-am hotărât să-l citesc până la sfârșit, pentru că zice că este un bestseller, o carte complexă și neliniștitoare. O Madame Bovary în Israelul contemporan are niște recenzii foarte bune. Cartea a apărut în 1968 și zice că această carte a fost tradusă în peste 40 de limbi. Și autorul s-a bucurat cu această carte de un succes enorm imediat după apariție și a adus consacrarea internațională și chiar a fost făcut un film după această carte. Sunt curioasă dacă voi ați citit-o, dacă vouă v-a plăcut. Și să-mi spuneți părerea voastră, da sau nu, v-a plăcut sau nu, sau e ceva în regulă cu mine. Atât de boring a fost cartea asta. Am luat-o de la Cristina înainte să plec în Anglia. Deci asta se întâmpla, am început să o citesc la 1 noiembrie. Și astăzi este 25 noiembrie când filmez și încă nu am terminat-o. Rar mi s-a întâmplat așa ceva, dar m-am ambiționat să o duc la bun sfârșit. Să vă arăt așa și de aproape ca să puteți citi informațiile de pe copertă. Legat de excursia pe care am făcut-o în Cipru, am primit foarte multe întrebări legate de cum am găsit biletele de avion, cum am găsit cazarea, cum ne-am descurcat. Dacă vă interesează, aș putea să fac un video în care să vă spun cum pregătesc eu ieșirile astea, excursiile astea și care sunt pașii și cum găsesc cele mai bune oferte. Știți că eu sunt genul care încearcă să facă economii de câte ori poate și niciodată nu-mi place să arunc cu banii așa în stânga și în dreapta și să iau bilete scumpe sau cazări de lux. Mai bine să am 3 excursii de nivel mediu decât să am o excursie de mare lux în care să-mi cheltuiesc tot banii sau chiar mai rău. Mai bine fac 7 city break-uri decât să arunc așa pe o cazare într-un hotel de lux unde vine camerista de 10 ori pe zi și te scarpină pe spate. Deci dacă ați vrea să vă fac un astfel de video care să vă spun cum pregătesc eu excursiile, cum mă documentez și chiar și cum împachetez, pentru că mă laud un pic acum că nu am ce să fac. Însă am ajuns o specialistă în împachetat, întotdeauna îmi iau doar lucrurile de care am nevoie și aproape niciodată nu uit nimic și nu îmi lipsește nimic și bagajul meu nu este voluminos. Fac acest lucru de când aveam 14 ani, de când am plecat de acasă, de când m-am mutat la liceu și în timp am tot învățat și am tot învățat și pentru mine să fac bagajul este floare la ureche și să-l fac și să-l desfac.
Cam atât. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Aceasta a fost cafeaua de sâmbătă. O cafea care mi-a făcut mare plăcere să o beau împreună cu voi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!